Bună ziua, dragilor, spun că este Andreea cu Prof Online. Suntem din nou. E roșu, nu e verde aici. Da, înseamnă că nu s-a pornit. Da, e pornit, e bine când e roșu. Da. 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 Un mișc ușor de acum, da? Da. Deci spuneam, bună ziua și bun găsit. Suntem din nou la Stupină. Gheorghiță, cum știați voi, Jim acum, am înțeles eu, Jim, salut. Tu ești operatorul șef acum. Și eu salut. Superb este chestia. Ne mai pomenite așa. Spuneam, suntem la Stupină și telefoanele voastre, insistența maximă. Voi, mai ales cei care sunteți la început și nu numai, am fost sunat și de apicultori care, spuneam, au 60 de familie, sunt de atâta timp apicultori, vă urmăriți, domnule profesor, sunt nebunii după ce faceți dumneavoastră, vă dă Dumnezeu sănătate. Chiar așa, Jim, dacă Dumnezeu i-ar asculta și a 10-a parte din câtă sănătate îmi doresc foarte mulți, ar strosni de sănătate. Să dea Dumnezeu, să fie sănătate, păi asta. Da, e important. Să iei sănătate, te poți descurca, poți face foarte multe lucruri. Spuneam că am așa în minte și îmi cer scuze că n-am mai făcut de mult filmulețe, pentru că foarte multe probleme. Să aminteam mai devreme, m-am cam întins cam mult și nu ajung la timp să fac toate lucrările. Dragilor, v-am arătat la un moment dat, cum anume, am retras matca din față, am pus-o în buzunărel, ea, albina de aici din față a pierdut contactul, da? Deci, ca să vorbim pe concret, nu povești. Deci, am retras-o, am dus-o pe mamă, pe matca bătrână, aici în buzunărel, cea din față a avut un moment în care a spus, băi, asta vă închipuiți vara, fiind foarte mult albină în sfârșit. Ce facem? Uite că am rămas fără matcă. Matca fiind în partea asta, feromonii nu mai erau de aceeași intensitate și în partea din față. Știi cum se întâmplă, Jim? Parcă își marchează continuu, trecând din ramă în ramă, își marchează teritoriul. Iar albina e fericită că, mă rog, are proaspăt în minte, în ghilimele scuse, are în minte prezența, simte prezența măcii și atunci aș vede liniștită de treabă. Îndată când ne-am retras-o aici în spate, albina a intrat ușor în panică și a zis, băi, totuși nu prea simțim prezența ei, ce facem? Și au dat drumul la boci, dar nu ca atunci când faci izolarea completă. Deci am împins familia spre schimb liniștit de matcă. Asta este spectaculos. Vreau să spun, Jim, că ideea asta mi-a adus mare satisfacții. Dar în același timp precizez, dacă nu la câteva zile când a început, ai observat că a început să pornească bocile, nu pui pe grilă cea cu patru ochiuri, nu dai în două și așa mai departe, nu selecționezi bocile, bine ar fi, cel mai fericit caz, bine ar fi ca matca bătrână care era aici să aibă ea tendința de schimb liniștit. Că odată retrasă, dragilor, totul este natural rezolvat. E împărțit și totul merge perfect. Ce s-a întâmplat aici? Ne ajungem la timp, n-am pus diafragma cu patru ochiuri, au ieșit mărcile, ăstea au spus, băi, lasă-ne în pace, că uite, avem matcă aici și o l-au omorât. O mai reluat încă o dată, schimbul liniștit, am mai pus din nou ramă cu ouă în partea asta. Deci muncă foarte mult. Am găsit între timp boci din schimb liniștit, și le-am băgat așa. Dar cantitatea de albine a scăzut considerabil. Luptând el din răsputeri, ne-am trezit că avem foarte puțin albine. Și acum, matca este aici, cele două măți sunt deja. Am să văd dacă au început să ouă. Am văzut-o cât de rând pe ea zile trecute. Vreau să o vedeți și voi dacă este o matcă valoroasă sau nu. Toată albina e bătrână. Insist, dragilor, toată albina e bătrână. Lucrul acesta nu e deloc îmbucurător. Deci, ea chinuindu-se să rezolve problema, toată e adult. N-am deloc albină tânără. Neavând albină tânără, ea acum, dacă începe să ouă matca,
creșterea puietului este o problemă, că doar în perioada celor primilor 10 zile după ce e eclozionat, este secreții de lăptișor de matcă puternică numai la albina doică în perioada asta. După aceea scade ușor, ușor. Ei, dacă scade, cu atât mai greu este pentru albina adultă. Ea va face efortul cum face, de fapt, primăvara. Nu că ea trece peste iarnă, nu este puiet și atunci ea face eforturi și depune, așa, cum să spun, strânge din dinți și secretă așa glanda aceea cât de cât un pic de lăptușor. Dar ușor, ușor apare puietul, apar doicile și preiau comanda. Și de aceea lucrurile merg foarte bine. Aici, acum, lucrurile sunt mai complicate. Mai complicate pentru că eu nu am deloc albină tânără. N-am deloc. Ba mai mult. Fiecare albinuță de o vestu acum, datorită faptului că a ajuns o ajunsă perioada, se bărbărește sau scade numărul lor. Mor, nu? Că știm bine, 20 de zile stau în stup, 20 în afară. Deci, eu sunt într-o situație delicată cu el în clipa asta. Vom vedea dacă matca s-a apucat de ouat. Iată, a fost perioada aceea când ea nu era sigură și de pe păstură a început să dea drumul la boci, așa zise minciunele. Era disperată. Ce fac? Cum ne descurcăm? Păi hai să încercăm să construim boci. Da? Deci aceea sunt minciunele, încercând de salveze. A avut tendința chiar mersul spre besmeticire. Deci dacă nu reușea, dacă matca nu apărea, el acesta se putea besmetici foarte ușor. După câteva eforturi de acestea, ajungea în final să începe să o albina. Ceva trebuia să facă, deci el în disperare de cauză. Deci, cea mai mare problemă pe care o are acesta, acum este cum facem rost de albină tânără. Ca să poată demara, da? Că altfel, matca care spuneam că există, am văzut-o, sper să o vedem și acum, care matcă e din schimb liniștit de matcă, deci știu sigur ce vă spun, doar aici a construit câteva celule, doar aici a pregătit câteva celule, nu, ba da, o vedem aici. Este o matcă frumoasă, o vezi în cameră? Da, mai aproape, da. Tu te uiți aici, știu, o vezi, pe ecranul tău, da? Da, este, uite că suflă așa din greu foarte, că zice, ce greu este, că nu-mi pregătesc celule, nu mă descurc, nu știu ce să fac, iar vrea să o puternic, de hrănit-o, hrănit-o un pic, deși gata de o să început să o bănesc eu, după cum o văd, o vezi aici, uite aici, aici este, aici este. Da. Deci, Jim, următoare chestiune care mă frământă foarte tare este cum fac rost de albină tânără. Dacă mă duc acum și iau o ramă cu puiet din altă parte, se vede care este puietul ecluziunea proaspăt, deci albina tânără cu pufurețul ei pe acolo, îți dai seama. Dar se mai află și albina adultă. Îndată ce vin aici, ar putea ca să-mi omoare matca de aici. Și atunci am să mă gândesc să fac următoarea treabă. Mă duc la mama ei. Matca de aici. Mama ei este destul de epuizată și ea, dar oricum ceva puiet trebuie să aibă. Și mă gândesc să iau de aici o ramă cu puiet, gata de ecluzionare, să sper că găsesc scuturi. Ușor. Scuturi, am să scuturi de pe ea albina, să rămân numai pui, să rămână numai, să spunem, puietul căpăcit. Și trebuie să găsim rama, aici e foarte important, rama aceea în care să vedem că ecluzionează, adică să nu-i duc acolo să stea, că nici n-are cum să acopere prea bine. Dar cât de repede să ecluzioneze, ca îndată să apară puiet doică și să preia acolo secreția de lăptișor, să poată începe creșterea puietului. Deci vedeți ce probleme complicate sunt, nu-i joacă. El acum, dacă nu intervin,
Deși are matcă tânără, deși ar avea forță să ouă, datorită faptului că n-are cine îngriji puietul, nici nu-i pregătesc celule prea multe. Acolo 102 de celule, 200-300 de celule. Ăsta va avea probleme complicate. Dezechilibrul s-a produs, e numai albină bătrână, mare, n-are când trebuie să întâmple să apară din nou ouăle acestea. Peste 3 săptămâni. 3 săptămâni, mai nimic nu mai este aici. Deci, urgența numărul 1, dragilor, este ca pe acest nucleu să-l putem ajuta. Așa gândesc apicultorii cu foarte multă grijă. Deci, dacă vrei să ai șansa să valorifici un cules, trebuie să gândești, măi, albina care ecluzionează peste 21 de zile, 3 săptămâni, păi culesul cam peste cât este? A, păi eu trebuie să cresc câteva generații în spate. Deci eu trebuie să mă pregătesc, să intensific dezvoltarea puietului, ca la primul cules care apare să am albină suficient de multă. Nu-i joacă, pentru că am mai spus-o, repet, dintr-un kilogram de albină, care înseamnă 10.000 de indivizi. Dacă ai un nucleu numai cu 10.000 de indivizi, doar 2.000 pleacă la câmp, 8.000 au treabă în stup. 8.000. Dă-ți seama ce treabă e de făcut acolo, cu grijă puietul, curățenie, cu tot felul de lucruri care sunt acolo, de făcut în familie. Dacă însă am unul de 5 kg, de 5 ori mai puternic, adică 50.000 de indivizi, în stup rămân doar 20.000 și 30.000 se duc la câmp. Deci este spectaculos. Dacă ai pe familie slabe, n-ai făcut nimic. Așadar, ăsta, ca să poată să-l putem trece iarna, trebuie intervenit cu una, două rame cu puiet, cu puiet căpăcit, atenție, cu puiet căpăcit, gata de ecluzionare, ca el să aibă șansa de a porni foarte repede, să crească câteva generații de puiet, una, două rame, trei rame de puiet, și să poată intra în iarnă foarte bine. Mai insist, anul apicol începe la 1 august, da? Sigur că în fiecare stupină există fel de fel de probleme. Mai ales când te ocupi de chestii de asta, de dezvoltare, trebuie să analizezi cu foarte multă grijă și multă atenție încât să intre cât mai bine dezvoltat și cu cât mai bună multă albină tânără. Asta e povestea numărul 1. Dacă ai albină tânără cu care să treci iarna, o treci cu brio, iar biostupul oferă șanse imense, pentru că ei aici se vor încălzi. Da? Se vor încălzi toți trei. Dacă ar fi ăsta izolat, din ce faci coaja ghemului? Cum se faci ghemul aici? N-ai nicio șansă, moare peste. Nucleul acesta cu 2-3 rame moare. Aici trăiește. Asta este lucru important. Și având matcă tânără, lucrurile sunt nemaipomenit de important. Așadar, haideți să vedem aici ce avem. Am spus că ne frământă gândul de a descoperi aici o ramă cu puiet căpăcit, gata de ecluzionare, și să-l ajutăm cu rama aceea pe cel din față. Sigur, dacă nu găsim aici, găsim în altă parte, dar, dragilor, am vrut să vă prezint problema foarte, foarte importantă. Aceea de a asigura, n-am densitate, deși aici matca fiind bătrâne, probabil că nu am, deci n-am densitate la albine, simt că nu aici voi găsi rama, dar de cele mai multe ori se întâmplă asta, ca să ai șansa să găsești aici rezerva și te descurci foarte repede. Da, deci astea două rame nu au. De aceea, atenție la hrănire, în dorința de a completa rezerva de hrană. Atenție, cantitatea trebuie să fie din ce în ce mai mică, ca să lăsăm spații și pentru matcă. Deci stimulăm, dacă avem rezerva, apoi dacă stimulăm, punem câte acolo, 200-300 de mililitri. Nu mai mult, că cantitatea mai mare, ce presupune? Blocarea cuibului și atunci nu mai am spațiu.
Da? De aceea, Jim, ți-am solicitat să faci și treaba asta. Acum înțelegi ce înseamnă să hrănești cu foarte multă grijă. Deci, nu... Iată, eu rămas un petic aici, da? Au și venit albine, uite hoațele cum dau pe deasupra, deci trebuie să umblăm foarte repede, băgăm rama aceea, nu o lăsăm jos, datorită unor greșeli pe care apicultorul le face, pe asta am să o iau, să o pun aici, care e un petic de așa, și văd că chiar ecluzionează. Așadar, acestea 100 de albinuțe care sunt binevenite. Eu de m-am dat seama că acum ecluzionează, vezi? Și am zis, hai să folosesc pe asta. Aici, vezi aici, cum taie căpăcelul. Așa. Peticul ăsta îl pun chiar aici aproape. Chiar aici înăuntru. Deci nu mă mai sperie că nu am albină pusă și nu mă sperie că mă noară marca. Uite, așa fac. O punem repede pe asta, am lăsat-o, vezi cum îi dă târcoale albina asta care zboară, așa trebuie să descoperi și albina care vine la furat, da? Uită-te cum o agățat-o, o agățat-o un pic și ea fuge, dar sar mai multe și până la urmă o parte din ele se lipesc. Și dacă apucă să-și ia, să spun, voi fetelor, știți, am găsit undeva, sigur avem. Nu stau prea mult expus. Iată cât de repede facem treaba asta, în sensul că acolo când trebuia să punem podișorul, îți amintești, nu? Podișorul, da. Și așa am închis rapid, stânga-dreapta și totul este rezolvat. Dragilor, ideea pe care v-am prezentat-o este asta. Dacă aveți și se întâmplă ca în stupine să apară acum în luna lui august, schimb liniștit și să vedeți bocile acelea, nu vă lasă inima să nu valorificați. Mai ales dacă aveți selecții făcute în timp pentru schimb liniștit, acum se întâmplă foarte des treaba asta. Și atunci, voi puteți intra într-o astfel de situație. Chiar mă sunase cineva și spunea, domnul Brosu, am niște boci așa frumoase, ce să fac cu ele? Și am zis, mă, încearcă, desparte, ai biostupul? Am. A, păi ești tare. Desparți în două, faci treaba asta, nu știu ce, nu știu cum, apare matca, vezi dacă se împerechează, că... Ești, ai matca abia când s-o întors și ouă, da? Altfel vezi cum ne chinuim noi pe aici. Altfel. Căutăm tot felul de soluții, pentru că prigorile sunt cele care îi dau mare bătaie de cap. Am pus peste tot acolo, nu? Aceste baloane care mimează, să zicem, capul de vulturi cu ochii de aceia care poate roti peste tot. Ceva este eficiență, dar nu e totală, nu am cum să vă spun că este nemaipomenit. Încercăm. Așa spuneam că din matcă e sigur abia când s-a întors de la împerechere și să începe să ouă. Și după ce vezi puietul căpăcit, dragilor, de ce? Că e posibil ca ea să nu iasă, eu trec cu perioada și s-a apucat de ouat. Și atunci puietul este numai un puiet de acela. Hai să vedem și pe partea asta, că tot am ajuns aici. Ăsta știam că s-a apucat mai devreme de ouat. Sper să găsesc și puiet căpăcit aici. Sigur știți asta, dragilor. Ramele care sunt preferate în perioada asta sunt ramele închise la culoare. Da? Deci ramele albi, care nu au ieșit nicio generație de puiet, nu trebuie lăsate în cuib, că nu sunt preferate. Da, vedem puietul căpăcit, deci a început să ouă, matca nu o vedem, tot așa puțin albină, dar a demarat de mai multă vreme și ușor își face treaba. De fapt, se întâmplă ca în timpul iernii, că așa apare câte o ramă, câte o palmă de puieți, pe măsură ce l-au hrănit, l-au căpăcit,
îl clocește și până mai crește, jur împrejur și se extinde, da? Este o ramă care nu tocmai pe placul lor, că nu e o ramă din care să fie ecluzionat, tot am vorbit mai devreme, să fie ecluzionat generații de albină, prefera mai negru, dar aici s-a plodit să fie rama asta. Ia să vedem dacă și rama asta la altă este cu puiet. Sper să fie și asta, că de regulă se apucă de la o margine. Da, iată că este și asta. Aici începe să închidă. În partea asta se vede cum am închis deja, nu? Că a căpăcit. Și mai are încă pe partea asta la altă puiet. Da, e bine. Asta se duce aproape sigur singur, pentru că continuu va avea puiet. Da? De fiind matca tânără și aici, Jim, trebuie să mai spun ceva. Încolo din septembrie o să încep, o să continuăm hrănirea cu merii cristalizată. Adică ce facem? Fie că punem în hrănitori și o să vezi tu ce interesant este cum reușim să hrănim cu, cu un singur hrănitor, aici vă pune hrănitorul, o să mișcăm în coace, punem o diafragmă și toate cele trei se vor hrăni aici. Simplu. Da? Un simplu hrănitor cu miere cristalizată, umplem hrănitorul cu miere cristalizată și îl punem în mijloc acolo și îl lăsăm, ele vor trage, nu se mai uzează albina. Iar în condițiile astea, mătcile tinere, ouă și în octombrie. Până la sfârșitul octombrie. Și atunci asta se umple de albină. Da? Deci se umple de albină. Încât, ce am spus mai devreme, se intră cu albină tânără și neuzată. Neuzată. Așa, albină tânără, e clar că e neuzată, să spunem limpede, dar să fie cât mai multă tânără. Dacă am continua hrănirea stimulativă cu sirop de zahăr sau, și cu plante, ceaiuri făcute, cum eu folosesc protofilul care îmi dă multe satisfacții, făcut de mine acasă, și lucrurile merg cât se poate de corect. Acum mă întorc și spun așa. Așa asta, dacă noi aplicam rețeta cu biostupul, putea să-i fost o singură familie, o singură matcă, care, mă rog, intram cu 6-7 rame de albină pe iarnă și punct. Ce s-a întâmplat? Datorită biostupului, am trecut matca aici, i-am dat drumul, mi-au apărut încă două mătci. Tinere! Tinere, foarte tare! Iar ăstea, prin tehnica care o am folosit biostupul, acestea vor fi, vor intra cu foarte bine dezvoltate. Vezi ce fac, intervin acolo unde simt că e nevoie de tineret ca să-i dau. Exact cum ai aprinde focul, știi? Și pui un pic de gazolină ca să poată să aprindă și mai repede. Așa am făcut și eu aici. În felul ăsta înseamnă că demarajul se produce și în loc să mă duc o singură marcă care peste iarnă, era bătrân, se întâmpla nu știu ce, n-avea randament în primăvară, vin astea două. Păi știi ce înseamnă? Înseamnă extraordinar, pentru că una din ele în primăvară o voi lua, comanda va fi pe totul ăsta. Asta de aici, cu altă din altă parte, o depun una lângă alta și fac un biostup în față, iar aici, în a treia fază, iau și pe asta de aici. Și bătrâna asta va fi cea care se va duce spre schimb liniștit, îmi va da voci chiar din primăvară și atunci eu continu acest ritm de mulțire fără să afectez producția, ba mai mult, chiar sporesc producția, cu dezvoltare foarte riguroasă, foarte atentă, cu selecții făcute. Deci, dragilor, sigur că eu n-am ritmul acela, iată că vă spuneam de Emil și cu Mirel, care, nu, după, înainte de tei, le-am dat 10 familii cu câte 12 cu 3, 15 rame cu puiet căpăcit, 15 rame cu puiet căpăcit, am cules de peste tot, și ei acum au 120. Deci au 120 de familii, roiuri, tot ce au pus la punct, este extraordinar.
Încât acum demarează, nu, actele pentru obținerea fondurilor europene. Eu sunt atât de bucuros, mult mai bucuros decât aș fi făcut-o eu. Pentru că astfel de tineri cu zecile, cu sutele, cu miile, probabil, la nivelul țării, fac treaba asta, merg după prof online. Jim mi-a spus ieri o chestie. Domn profesor, nu duceți lipsă nici de Cârcotaș. Așa este. Da. Dar e problema lor. Știi ce vor face Cârcotașii? Vor fi printre ultimii care îl trece la Biostup. Vor fi printre ultimii, dar tot acolo se va ajunge. Știi progresul. E o singură direcție. Nu poți să tot spui rău, 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 dar de ce? E rău, că vreau, așa spun eu. Așa. Decât doar în final îți vor trezi că și ei vor trece la Biostup. Dacă voi reuși, să reușesc, să fac și asociația, să putem toate produsele prin asociație să le scoatem, că acum am înțeles, este o bătaie de joc. Chiar m-a sunat un tip, nu știu, pe la Brăila, am impresia, da, nu greșesc, la Brăila, și mi-a spus așa, domn profesor, vrem să vedem concret ce trebuie să faci. Eu am 100 și ceva de familii, acum, zice, s-a ajuns cu 8 lei, chiar sub 8 lei kilogramul. Păi zic, ce să faci, domnule, chiar e bătaie de joc cum să fii 8 lei, da, dacă vă spun. Și trebuie să vedem. Dacă la produsele bio, pe partea biostupului dumneavoastră, cheltuielile care le facem și dacă șansa o avem de a ieși în exterior și a da produsele astea la tot un alt preț, pentru că în exterior produsele bio sunt apreciate, nu ca la noi. La noi nu există cultură pentru produse bio. La noi, băi, îi pui, îi ou, îi ou. Sunt tot felul de încercări, dar nu omul se duce, de ce? Nu-i forța financiară, nu-și permite să cumpere produse de acestea care mai scumpe. Abia își rezolvă nevoile concrete. Deci dacă toate acestea vor să meargă, eu sper ca în curând să lucrurile din primăvară, din fiecare an am sperat la asta, dar sper ca de data să se întâmple așa, să fim organizați și să putem da drumul la activitatea asta, iar voi, cei din Asociația Biostup Ursu, așa se va numi, Asociația Biostup Ursu, voi veți beneficia de biostupii aceștia, interesul vostru este, așa cum spunea cel la Brăila. Deci, să fac un calcul să-mi dau seama, câștigând mai bine pe produsele acestea pe care le vând, am șansă să cumpăr biostupul? Adică să fac investiția, se merită? Eu spun că se merită, pentru că foarte multe lucruri le poți tu rezolva. Așa cum spui, vedeți, cu mulțirea, cu toate chestiile acestea, le poți și tu rezolva. Și dacă viu și vă spun că v-am luat și produsul și am ieșit în exterior, ideea pe care o am este asta. Când l-am luat de la voi acasă, bănuțul jos și am plecat pe contract să-l vând. Da? Deci să așeze un rulaj încât... Fie să vă dăm utilaj apicol, biostupi, fie să... Deci, în fiecare județ, ăsta e visul meu, în fiecare județ există puncte, centre de acestea ale asociației Biostup Ursu și prin centrele respective să facem toată treaba asta. Colectăm, dirijăm, venim cu utilaj apicol, cu biostupi și așa mai departe. Sper că asta să o reușesc, pentru că asta ar însemna... visul meu de atâta vreme, tot de multă vreme, sunt 5 ani. În 2005, în 6 ani suntem. 6 ani. În 2010 a apărut prima idee, a apărut primul biostup, în forma aceea primitivă chiar așa, cum e buduroiul, așa a apărut ideea biostupului. Acum suntem într-un stadiu destul de avansat. Sunt stupini care merg în momentul de față și se paletează, se poate... chiar cu o dimensiune acestea, dar avem și stupul acela pastoral, deci toate variante, pentru vagon, pentru tot, toate acestea le vedeți la Prof Online pe internet, sunt puse acolo, dragilor, vedeți ultimele noutăți, ce să vă spun, hai că v-am spus destule, mă opresc aici că trebuie să și mai fac și eu un cap de treabă. La revedere, pe curând!